Uite, deci, veteran de război am 1.250. Atâta, 100 de Da. lei și ceva. Așa. De un kilogram de muști țigănesc. Da. Îmi dau că am luptat pe front, încercuit acolo în sărăcia aceea e. Acum suntem în democrație. Cum vezi lumea de astăzi în Teșume? E mai bine, e mai rău? Cum ți s-a părut? O fost așa de bine înainte cum să zice, înainte de 44. O dus-o Știți mai cum bine mă văd? țăra noi la țară. Știți cum mă văd? Cum o vedeți? De când mai ține patru ani așa, nu avem și cu ce plăti parlamentarii. Ce ziceți dumneavoastră? Care e cea mai tare armă în țara românească? Nu știu. De ce nu? Ei, nu știu. Poate știi și ăla că Ce? de-avea, dacă a apucat vârsta dumneavoastră. Ce mai tare armă e pâinea? Mai există ceva în Teșume? Serrano, Serrano. Să ferească Dumnezeu de revoluție. Că atunci fuge un domn în trei lături. Zice că o fără revoluție, nu fără revoluție. Și o fără lovitură de stat. Credeți că fără lovitură de stat? Da. De era revoluție, fuge un domn în trei lături.